Bună ziua, domnule Gelunegrea, sevelinean de-al nostru, dar stabilit în București de ceva vreme. Vă rugăm frumos să ne spuneți și nouă ce... Nu ce căutați aici, că știm ce căutați aici. Pe voi. Da, mulțumim și noi pe voi. Ideea este ce părere aveți despre ce se întâmplă de când cu Nichita. Am înțeles întrebarea. Dacă mi-ați fi cerut părerea înainte de a organiza această manifestare, eu aș fi intitulat-o așa. Un sfert de veac de singurătate. Exact. Bastos, și eu tot la asta m-am gândit. Pentru că... De 25 de ani, Nichita, plecând în eternitatea ideală a literaturii române, a lăsat acea literatură română și acei reprezentanții ei într-o mare singurătate, pentru că el a avut un mare cult al prieteniei, pentru că a reprezentat un mit încă din viață. Problema care mă preocupă pe mine și mărturisesc că venind încoace m-am gândit la ea, este că, de exemplu, această sală nu este plină. Dacă nici miturile nu ne mai adună la oaltă, pe cei care, într-un fel sau altul, gravităm moment, în nu, jurul... Nu trebuie să fim pesimiști, s-ar încă, putea să vină. Sigur exact. Că da. O altă chestiune care mi se pare mie că ar trebui privită cu multă seriozitate este pericolul ca mitul Nichita să omoare autorul Nichita. Despre Nichita nu s-au scris cărți fundamentale în ultimii 25 de ani. Alexandru Condescu a făcut un lucru remarcabil, cele șase... Și să se împrietenească cu el. Da, cele șase volume care reprezintă integrala operei lui Nichita este un fapt de cultură absolut remarcabil. Deci domnii critici au pe masă tot ce cărțile trebuie. Cărțile din cărți se fac. Absolut, absolut, nu. Dar eu vorbesc despre nevoia ca... Nichita Stănescu să fie valorificat exegetic. Eminescu este Eminescu pentru că a existat un Maiorescu, așa pentru este. Că a existat un Petru Crețea. Pentru că a existat un Petru Crețea, dar nu a fost pe la ce mă refer eu. Așa. A fost Negoițescu, a fost George Muntean, a fost George Gan. Au fost niște oameni care l-au valorificat ca pe l-au un scos, mare, l-au da. Scos și l-au așezat în locul care Nichita are nevoie și de o asemenea treabă, nu doar de cultul omului Nichita, care a fost absolut minunat. Vreau să vă spun altă chestie, domnule. Vă rog. Ideea este următoare. Vă rog, Monica, am ajuns să vorbim cu dumneavoastră, mi se pare ceva îngrijorător. Te rog frumos. Așa e. Așa. Ideea este următoare. N-au trecut decât 25 de ani. Poate că ai dreptate. Ideea este poate că Eminescu, murind poate că ai într-un alt secol decât au scris ceilalți, poate că ai mă dreptate. Gândesc că s-ar putea să ar vină din urmă. Poate că ai dreptate, dar mă gândesc și la faptul că problema asta culturală e din ce în ce mai, cum știi și tu că este, adică și fragilă. Poate că cei care sensibilă. L-au cunoscut pe Nichita au o datorie față de opera lui, nu doar față de omul Nichita. Da, la da, asta mă referam. Așa de greu să desparți pe omul Nichita de operă, pentru că omul Nichita a întregit opera. Este adevărat. Deci, cine este l-a adevărat. L-a se pare că mitul Nichita, care plutește așa și după 25 de ani în arealul literaturii române, este totuși inferior omului Nichita. Omul Nichita se pare că a fost infinit mai fabulos, să mă ierte Dumnezeu avea pentru ceva care, decât deja... propriul lui mit. Nu, carisma a fost numai... mai presus de propriul său mit, ceea ce este carisma, senzațional. Pentru că eu, de exemplu, eram o anti-Nichita. Până să-l cunosc, până în ziua când să-l cunosc, eram o anti-Nichita. Adică, aha, care e problema? Toată lumea făcea vâlvă și de chestia asta. Așa, atunci din contrism, așa, da, sigur că da. Ideea este următoare. Când l-am cunoscut, am plecat acasă în ziua aia și am zis, mamă, m-am îndrăgostit, dar îndrăgosteala aia de suflet n-avea nimic cu bărbatul. Era ceva deosebit și pe mine m-a convertit. Deci eu pot să spun că am înțeles. Omul echilibrat din mine, care vreau să fiu, nu care sunt, spune că tocmai aici este un mic pericol. Ca Nichita să supraviețuiască în acest mod, ca un mit, am și înțeles. Că eu cred că opera lui Nichita merită să primească citiri și recitiri și aprecierea calificată a celor care pot să-l așeze în istoria literaturii române, așa acolo este. Unde merită și merită un loc foarte sus. Noi Nichita te iubim foarte mult, chiar și în post.
Postumitate? Postumitate, poate... da, sigur. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere! Și...